Friguți, cam friguzile de astea. Ei, că pe iarnă nu mâncă lupul. Lupii au și ei gusturi. Frig. A trebuit să ni se mai mărească un pif factura acum, la sfârșit de martie. Cei drept, ni s-au mai încălzit sufletele când am văzut meciurile de fotbal ale Naționalei. Da, și zis soacră mea, ce așa trebuie să joci, cu stadionul plin, trebuie să ai tupeu, să ataci, să zic, mă, la ce mește ai uitat? Păi cum la ce meci? Al meciul țării noastre, Ungaria cu Bulgaria. Păi nu? Asta este cafea de la Costin, din Humuleștiul lui Ion Creangă. Ne-a trimis o cafea pe buymeacoffee.com slash Bendea. Mulțumim, Costin, să fim sănătoși. Că nu m-avești proste. Nu m-a despărțit săptămâna asta, nu m-a despărțit. Șef Scărlătescu s-a despărțit de iubita sa Doina. No. După ce au mers în America, au ținut o între frunți și mai jos. Nu era vorba că era o 40 de ani între ei diferență. Să se iubeau, dar totuși și la doi naia M-am gândit că e tinerică, subțirică. Ăsta scărlătesc cu bagă, rat la tigaie, ceafă ăsta, dacă e șef gătește, nu-i de frunze. Nu, mă rog, cumva n-au nimic de despărțit, de împărțit la despărțire. Da. și Dinu Maxer, de Dea Maxer s a despărțit. Păi, e frumos așa? Numai PSD-ul de PNL nu se despartă. Să țină acolo strâns în brațe, să mai fure ceva nu ne dau bani din PNRR destui că ăștia o țin tot pe pensii speciale. Pentru că ești niște special. Dacă te uiți la ei, niște special, da? Ești foarte special. OUG, hotărârea aia noaptea ca proști, o refăcut-o acum și mai nașpa. O, o ieși cineva în stradă? Nu, că lumea nu mai are chef de ieșit în stradă. Nici doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă a fost felicitată de bucătarul lui Putin. Vezi ce înseamnă să mănânci tot din farfurie? Mercenarul Wagner, i transmis transmis salutări doamnei Șoșoacă. Deci, tot către trei suntem până la urmă. Tragem noi către vezi, dar tot aici cu, apropo de mâncare, Florin Salam s-a urcat în metrou. A mers cu metrou, s-a plimbat prin București, a zis că e frumos, e frumos, numai că la final nu i-o lipi nimeni bannote pe frunte doar bacterii erau să-l ridice, nu că o plătit, el și-a luat vagonul lui în metro, îți dai seama că își permite omul. Vietnamezii mănâncă popândei într-un par din Timișoara. După ce au terminat și câinii din Floreștiul Clujului, vietnamezii s-au mutat să mănânce, ce? popândăi, până acum să mânc, Pop bo, ca popândăi, cum să ataci un popândău? Când îl vezi așa, popândău, nu mă mânca, nu mă mânca, treci încă vine vietnamezul. Eu zic că mai avem probleme și la autostradă, că sunt gândați și râme, nu știu ce, trimiteți-mă vietnamezii la înaintare. Ei acolo, ei ne fac Turci, da, în fine. Deci rezolvăm problema. Ei, vedeți, noi românii suntem cu figuri, dar ei sunt în echilibru pentru floră și pentru faună. Gălbenușul de ou, ingredient secret în picturile lui Da Vinci. De aici că sunt așa pregnante culorile și vii după atâtea secole că folosea gălbenuș de ou. Ala cât e un ou acum, numai pictor să nu fi. Nu așteptăm soțiile noastre să picteze măcar salata băf, să o mânjească cu niște maioneză. Astea sunt picturile noastre pe care le așteptăm de Paști. Mâine 1 aprilie, atenție, nu, nu mai păcăliți pe nimeni, nu vedeți că tăți păcălit. Trăim într-o păcălia de continuă, măi oameni buni. <laughs> într-o păcălia de continuă, da. De să luăm uh, trofeul păcăliciu de haur. Ce vreau să zic, pe 6 joi, spectacol de mare angajament în Florești cu Unguru Bulan, vine și Pitbull, iar pe șapte vine la Cârciuma, din cartier, lângă Kaufland. Puteți lua pizza înainte de acolo sau pui la rotisor și veniți la Cârciuma cu Paul Sabo în Dobra și after party după aia. Mergeți, nu stați. 8.000 de pași făcuți de două ori pe săptămână măresc speranța de viață. Chiar dacă mergeți după bere, să pun. Și mergeți după bere odată. Și să pun aia dacă ai și de lucru. Mergi după bere, ai venit, ai băut-o. Mergi la pișu, vii acasă. Mergi după bere. Dar așa se fac pașii. Și când te vede dumneavoastră cum arăt, zice, fă pași, nenorociturile! Fac pași și eu din viața dumneavoastră. Mulțumesc pentru like, share și subscribe. Vă aștept în continuare pe canalele lui Nicu Bendea.